Vrem, când ajungeți acasă, să știți un singur lucru. Capitala asta și țara asta este și a dumneavoastră. Aici, la București, este și casa dumneavoastră și oricând vreți să veniți acasă, puteți să o faceți. România întinde mâna către dumneavoastră, noi ca tineri, noi ca societate civilă, și întreaga societate românească este pregătită pentru a face un pas uriaș pentru viitor. Să ne reîntregim țara. Să distrugem hotarul de la Prut și să reparăm nedreptatea pe care ne-a fost făcută de doi criminali, de Stalin și de Hitler. Este dreptul dumneavoastră de a cere acest lucru și nimeni aici în România nu o să vă refuze.